Salutare conașilor, bine v-am găsit la un nou vlog uleanu pe acest canal. Dacă sunteți pentru prima oară pe acest canal, trebuie să apăsați butonul de like, chiar neapărat. Subscribe dacă nu ești abonat, da? Deci dacă sunteți prima dată pe canal, subscribe, like cu clopoțel, pentru că asta înseamnă abonarea adevărată. Eu sunt Conacu și astăzi vă iau un tripul meu. Bă, aseară am fost la pește. Nu știu exact ordinea cum apar ele, dar am fost la pește cu Uță toată noaptea. Am prins un baboi, 1600 am dat amândoi. 80-80. Și o să fac o chestie pe care o să o regret. Oh. Dacă e prima oară pe acest canal, trebuie să apăsați butonul de subscribe cu clopoțel. Dacă ați revenit, cu mare drag vă aștept. De fiecare dată trebuie să apăsați butonul de like. Follow pe Instagram la Jegosul Suprem, pentru că sunt activ acolo zi de zi. Astăzi suntem la Morarilor, la Mec aici, sau eu așa știu că e la intersecția asta. Spălăm și noi mașina asta, că ce e pe ea e incredibil de murdară. Mergem, mâncăm ceva la Mec. Vorbim 2-3 minute, pam 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 pam, și după aia mergem unde, la Marius în Chiajna, ca să ne facem tatuaj, să vedem, nu știu încă ce facem, ori continuăm pe umeri, ori facem mâna, ne apucăm de o mână, vedem. Vedem ce este, ce și cum. Toate bune, update, toate bune, totul e bine, totul e ok. O să mergem zilele astea și pe la stresul. Să ne facem PC-ul, o să-i facem și Luana setup-ul și noi o să mergem să... Și o să încep să postez clipuri dual facecam gaming cu Ana. Mă gândeam și la niște idei de vloguri cu Ana. Am să vedem, dacă vreți și voi idei de... Dacă aveți idei de jocuri, de episoade cu Ana de făcut, nu uitați să mi le lăsați în rubrica de comentarii. Chiar dacă nu vă dau eu inimioară, asta nu înseamnă că nu le citesc. Mi-apar notificări la fiecare comentariu, să știți. Haideți să vă arăt pe Veronica cum arată, în ce stadiu. Bine, acum am mai curățat eu de mânia, dar să vă arăt un stadiu de la ea. Am strâns eu acum. Am mai strâns eu din ea. Dar uitați-o pe afară cum arată mâncarea. Să mai că și camera mea a zis că acum e momentul bun să se oprească, că e cardul full. Deci așa arată Vero. Arată și aia mașina, că m-am uitat. Bă, trebuie să-i fac o tapițărie, știu treaba asta. Așa că noi ne pregătim să băgăm Waze-ul către Marusica, către tatuatorul nostru, și să ne vedem acolo la Mec. Erau foarte mulți copii, se uitau, foarte mulți părinți deranjează de cameră și am zis, bă, nu mai are rost să mai filmez, și n-am mai filmat. Am filmat așa un pic mașina când am luat-o, ca să vedeți o diferență before and after, da? În 48 de minute, 19 km, la 15 și 10 suntem acolo, boys. Ne vedem la Marusica! Băi, am ajuns la Marusica, n-am decât... am un zâmbet de ăsta prost rău de tot. Pentru că... m-am văzut cu mămica și cu tăticul miuței și cu cea mică, mamă. Deci, ei mai au fetiță. Băi, și e așa energică și cred că mi-a zis de 10 ori: bună Alex, pa Alex, bună Alex. Și da, e sentimentul ăla foarte fain, să știi că ai ajutat pe cineva și că ai putut să faci un bine. Da. Băi, cea mică e o bombonică, mă. Stătea așa și te țintea cu privirea, nu zicea... Bine, nu zicea nimic. Și ar putea să zic că la două nici un pic. Da. A fost super tare, super tare. Am nimerit, mă, mâncați și gata. Am venit cu vlogul peste tine. Ce faci? Ce să te așteptam, mă. Mă așteptai? Boys, uitați-l pe Marusica. Bă, am întârziat 10 minute, m-am văzut cu cineva aici în Chiajna. M-am văzut cu niște băieți, cu niște părinți de aici din Chiajna. Nu știu dacă ești la curent, dacă te-ai uitat pe story sau astea. Eu am făcut o strângere de fonduri. Auzi, da, ceva strângere. Și am donat gen vreo 3100 de euro, știi? Da. La o mamă și un tată care mai au un copil și a născut o fetiță, gen
Și la naștere, după o oră, i-a găsit nu știu ce bacterie și a ținut 33 de zile la terapie intensivă. Și, mamă, e gen un ghindol. Gândește-te că la 2 luni jumătate are 3,8 kg. A, cu 3,8 kg te naști, ești nebun? Am trebuit să aibă, nu știu, cred că 6 kg, zic și eu. Sau ceva în plus. Și, gen, trebuia să ne vedem sâmbătă trecută, nu ne-am văzut și eu știam că îi stau în Chiajna. Și știam că vin la tine. Și zic, asta am să sun pe, pe mama ei. Și am sunat-o și zic, mi-a dat, gen, nu mi-a răspuns. Și m-a sunat ea și băi, eram la primărie, zic ea, ce te-am spus. Zic, bă, uite, nu știu dacă are ținut bine, tu stai în Chiajna, nu? Da. Zice, da. Zic, e, bun, zic, uite, eu mă duc până în Chiajna, zic, dacă vrei, fă-mă o țigară dacă ai timp și asta. Zic, în afară de știul nostru, că a ieșit, gen, a vrut să iasă cu noi, cu mine, cu soția mea, gen, să ieșim. Și m-am văzut cu ea acum și cu cea mică și cu generau toți patru. Mamă, bă, deci un ghindon că la mine cum mâncați și cu rata. Bravo, bine ai făcut, frate. Bă, pana mea, un ajutor îl faci, tip un alu, că... Nu a fost Dumnezeu la mine. Da, nu a fost numai de la mine. Într-adevăr, eu am pornit, gen, am dat eu 2000 de lei din start, știi? Și restul, gen, s-au strâns oricum. Au fost 3100, cât vin, 4, 3, 12, 6, 40, vreo 160 de milioane, știi, cam așa. M-am fost la bancă, am depus eu 130, știi? Și cineva, gen, restul a fost dat și un transfer din Germania, 500 de euro direct în cont, știi? Dar am plătit eu și taxe, că normal, eu am strâns 2605 euro, și la ăștia îți lua taxe, nu știu, 100 de euro, 7, 8 milioane, 200 de euro aproape, știi? Le-am spus la oameni, bă frate, că mulți voiau să-mi dea mână, să dea asta. Și asta nu mai ții contul, știi? Da, și că mulți fac treaba asta, vezi de că de sunt de mulți de care să donează, sunt bani și-și trag și pe dreapta, donează o sumă și da. Azi e păcatul lor, frate. Da. Și acum suntem cu vlogul la tine. Am fost astăzi, mi-am spălat și o mașinuță, am mâncat și eu. Tocmai de aia, gen, știi că te aștept să văd când te trezești, că... Eram treaz, la 2:30, dacă e ceva să fie aici, nu neapărat gen să... Da, mă, dacă erai cu treabă sau plecai sau făceai ceva, știi? Te-am zis de unde vin. M-am trezit, am făcut repede puțin ordine ca seara n-au avut timp. Ai avut o gagica asta, azi. Care e viața ta? Bro, muncă, în ultimul timp muncă, am băgat multă muncă. Ai băgat? Și da. Aștept și eu cum să văd cu granițele astea cum s-au rezolvat. Păi vrei să pleci? Unde? Elveția, Luxemburg. În Luxemburg, acolo, la combinația ta, nu? Și... mamă. Ne pregătim să ne apucăm, boys, de durere, durere. Asta e schița în care, gen, pe care o citește numai și numai Marius, el înțelege. Anyway, o să vină două planete, gen, cumva sparte cu meteoriți, cumva, și gen o galaxie, ceva abstract. Ne apucăm de treabă, sper să rezist, who knows.
Băi, suntem la prima ședință din prima zi. Prima ședință din prima ședință și am renunțat pentru că e durere insuportabilă. A zis Marius, el, a zis că sunt unul dintre cei mai plângăcioși clienți, nu? Pe aproape. Asta e... Așa stăm în prima zi, boys. Bine, nu vedeți voi foarte mult, o să-l vedeți gata. El e Mariusică, dați un follow pe Instagram, acolo îl găsiți pe băiat. Pricomaris.maristatu. Așa. Oricum ți-l punem pe ecran. Și noi ne vedem mâine, boys. Nu uitați de follow, like, pe abonare și toate prostiile alea. Marius. Vamos. Seara bună, Marius. Ne vedem pe vlogul următor, boys.